casă, de câte ori vii de undeva, e de bun simț să-ți păstrezi o igienă și când spun igienă, nu spun curățenie. E diferența între curățenie și igienă, cel puțin din punctul meu de vedere. Cu igienă deosebită a mâinilor și a mucoaselor. Ai grijă să nu te apropii, să nu intri în mulțimi unde există riscul să te întâlnești cu persoane care au luat-o și nu-și protejează cunoștințele. Iar iarăși de bun simț, dacă știi că vii dintr-o zonă riscantă sau ai ceva simptome, să nu ai grijă să nu-i îmbolnăvești pe ceilalți, pe tăi. De asta apare discuția de pe internet, că vin cei din Italia în România. Bun, dacă ești pus în situația să vii dintr-o zonă cu risc, nu te duci acasă să-ți îmbolnăvești părinții, cât dacă tu ai șanse mai mari să fii bolnav decât ai acolo. Lasă-i în pace. Dar acum să discutăm și de cine vine din Italia. Că am înțeles că urmează Spania, urmează Germania, pentru că tot se va propaga cu siguranță. Eu aș face o listă în primul rând cu cine nu vine în țară, în clipa de față. Nu vin cei care, care au... Știi intenția. Nu vin cei care au locuri de muncă, nu vin cei stabiliți acolo, nu vin cei care au familie, ei nu vin, că au treaba acolo. Pe de altă parte, au tot criticat sistemul de sănătate din România. Este evident că ești mai bine tratat în Italia, Spania, Germania sau unde ești tu acolo, de ce să te stabilești, decât în România, care a fost un sistem foarte criticat și este un sistem foarte criticat. Pe de altă parte, cine vine nu are mare legătură acolo. Deci sunt alte categorie de imigranți. Imigranții economici care au joburi cu astea sezoniere, locuri de muncă pentru o lună, două, trei, patru și rămân fără ele și atunci îi înțelegi săraci, sunt disperați. Și mi se pare anormal că guvernul nu a luat măsuri să instituie o celulă de criză ca să-i ajute pe oamenii ăștia. Deci sunt tot oamenii noștri, putem și noi în situația lor. Doamne ferește, ești în situația lui. Te-a prins acolo un eveniment de genul ăsta. Guvernul trebuie să ia măsuri ca să ajute oamenii ăștia, că sunt tot concetățenii noștri. Repet, putem fi și noi oricând. Și, sincer, sunt dezamăgit de faptul că Bogdan Maurescu la externe știam că este un profesionist și mă așteptam ca acest guvern, Orban sau Cățu, nici nu mai știu ce guvern avem. Dumneavoastră mă știți că eu nu mai știu. În fine. Guvernul să se ia măsuri pentru a-i ajuta pe acești oameni. Unu. Și doi, pentru a informa populația foarte clar despre această situație, că a devenit un live motiv că ne teamă să mai facem ceva că ne îmbolnăvim de coronavirus. Am remarcat și nu pot să punctez profesionalitatea doctorului Arafat, care a demonstrat încă o dată că este un profesionist și știe ce face, din punctul meu de vedere, repet. Și modul cum a prezentat aseară toată situația și toate măsurile mi s-au părut extraordinar de bine structurate și de bun simț și orientate către rezultat. Pentru că dacă iei măsuri și nu obții rezultate, degeaba iei măsuri. Te duci la televizor să faci un pic de campanie de imagine și la revedere. Iar ceea ce faci este foarte bine. Este evident că sunt oameni supărați. Și eu aș fi supărat să fiu surprins într-un autobuz, fără să știu și sechestrat acolo. Obligat să rămân, nu știu, o zi, două, trei, o săptămână. Deci fiecare e supărat. Dar atunci a sosit momentul ca noi, ca societate, să punem disconfortul personal înaintea, după interesul general. Ne e nouă rău, ne e rău. Asta e sunt. Dar să sperăm că ne e bine. Dar cam atât ar fi de discutat. Așteptam mult mai multe reacții în mass media din partea celor care, într-adevăr, sunt profesioniști, care au o notorietate în domeniul sănătății, să iasă și să repete, până la saturație, să repete măsurile de siguranță pe care să le luăm noi înșine. Că dacă n-ai tu grijă de tine, cine să aibă grijă? Altcineva, să fim serioși.